De ziua lor pe 28 februarie e ziua protecției civile din România, pirotehniștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava au intervenit în municipiul Vatra Dornei, în zona Chilia, pentru distrugerea unor formațiuni de gheață la confluența râului Dorna cu Bistrița. Chiar dacă nu existau probleme reale în zonă, din cauza precipitațiilor anunțate pentru zilele următoare, pentru mai multă siguranță, la ordinul prefectului Constantin Harasim, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și la solicitarea Consiliului Local pentru Situații de Urgență, Vatra echipa pirotehnică s-a deplasat în cursul zilei de marți 28 februarie în municipiul Vatra Dornei. Pompierii militari au efectuat patru detonări, iar în urma distrugerii formațiunilor de gheață s-a eliminat blocajul și s-a creat un culoar de curgere. Acesta va asigura luarea unui debit mărit în cazul în care se vor înregistra creșteri ale nivelului râului Bistrița în următoarea perioadă. Potrivit unui comunicat emis de ISU Bucovina Suceava, în prezent nu există pericol de inundații pentru gospodăriile de pe raza municipiului Vatradornei.